Și rămânem, doamnelor și domnilor, în domeniul academic, dacă vreți, și avem o veste foarte interesantă. Site-urile care vând lucrări de licență, masterat sau doctorat sau chiar simple referate, atenție, pot fi închise de autorități. Și asta legal, pentru că potrivit legii, vânzarea sau cumpărarea de lucrări științifice se pedepsește cu amenzi care pot ajunge până la 200.000 de lei. Discutăm chiar acum în direct la știrile dimineții cu profesorul Daniel David, care este rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Bună dimineața și mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Înainte să atacăm așa această veste interesantă, vreau să vă întreb la ce dimensiune a ajuns acest fenomen, pentru că da, se practică în continuare, în rândul studenților, cumpărarea de lucrări gata făcut. Trișatul. Da, cred că este la un nivel ridicat, nu atât de ridicat pe cât credem în spațiu public, dar prea ridicat pentru cât ar trebui să fie conform standardelor academice. Ce faceți? Cum identificați asta? Se repetă, de pildă, s-a rafinat fenomenul, vă întreb ca profesor, din punctul dumneavoastră de vedere, sau lucrurile sunt destul de grosiere și, nu știu, vi s-a întâmplat să revină studenți cu aceeași temă? S-au rafinat și, în plus, odată cu apariția inteligenței artificiale, da, vă dați seama că lucrurile s-au complicat și mai mult. Dar ceea ce am încercat să facem, cel puțin la universitatea noastră, a fost să nu mai punem atât de mare preț pe lucrarea scrisă în sine. Sigur că trebuie să vii cu lucrarea, dar contează foarte mult interviul și discuția despre lucrare, ca să vedem dacă omul care are numele pe lucrare chiar înțelege ce scrie acolo, poate să argumenteze acele lucruri, adică are competențele asumate de lucrarea respectivă. Nu se mai poate trișa la dialogul față în față. E foarte greu, adică dacă ți-ai cumpărat lucrarea, chiar dacă ai încercat să înveți, dar n-ai înțeles despre ce-i vorba, îl întrebi despre cum și-a realizat studiile, unde au făcut cercetările, unde au cules datele și așa mai departe, e foarte greu ca să mai trice. Dar sigur, nu vreau să spun că nu există încercări de a trișa, așa că faptul că se înăspresc condițiile și pedepsele legate de aceste site-uri este un lucru foarte, foarte bun. Am fost mirat când au fost, cum să spun, cu mult timp în urmă implementate aceste pedepse, dar uite, e bine că sunt înăsprite acum. E un furt intelectual, dacă putem să-i spunem așa. Vi s-a întâmplat să raportați la poliție astfel de impostură în mediul academic? Mă gândesc aici poate la situațiile de la un nivel academic mai ridicat, poate situațiile grave, la masterat, la doctorat. Dacă la noi se detectează aceste lucruri, intră automat pe componenta Comisiei de Etică. Și la nivelul Comisiei de Etică se tratează analizează astfel de aceste cazuri. Lucruri. Rămân la nivel de universitate sau merg mai departe aceste cazuri? Depinde de lege. Partea cu, de exemplu, doctoratele, știți bine că era tratată la două niveluri. Universitate CNAT, cu partea de publicații științifice, iarăși are două niveluri, Universitate și Consiliul Național de Etică. Deci cele mai multe au două instanțe, ca să spun așa, la care te poți adresa. După ce ai fost sancționat la o anumită instanță sau n-ai fost sancționat, poți să faci, să continui analiza la o instanță națională. Ceea ce este un lucru bun, că scoți într-un fel discuția numai din cadrul intern al unei instituții. O ultimă întrebare, domnule rector, înainte să vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate aceste explicații. Ați luat vreodată urma vreunui site care realizează astfel de lucrări? Să vedeți care e prezentarea, cum îi tentează pe oamenii care caută astfel acum, de soluții simple? Acum nu eu, dar știu că colegii mei au semnalat faptul că au fost identificați astfel de site-uri și știu că am semnalat și către minister și cred că și ca urmare a acestor acțiuni, nu numai ale noastre, probabil și alte universități au făcut acest lucru, noua lege sau înăsprit toate aceste condiții. Mulțumesc foarte mult, domnule Daniel David, pentru explicații și pentru prezența la știrile dimineața.